1000 de lei. Atât vor trebui să scoată din buzunare persoanele juridice sau fizice care nu vor prezenta declarația impozitului pe venit pentru anul 2017 până la 26 martie, când vor trebui și să achite o parte din impozit pentru anul curent. Totodată, către data 26 martie, contribuabilii care practică activitatea de întreprinzător, persoanele care desfășoară activitatea profesională și cei care desfășoară activitatea independentă, mai au și obligația de a achita impozitul pe venit în rate pentru primul trimestru al anului 2018. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, pentru persoanele juridice și fizice rezidente ale Moldovei care desfășoară activitatea de întreprinzător, precum și persoanele care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice sursă aflată în Moldova. De asemenea, vor fi contabilizate și toate sursele aflate în afara țării, cu excepția reducerilor și scutirilor care se cuvin anumitor categorii de persoane. Totuși, o veste bună este faptul că din acest an persoanele fizice vor putea achita impozitul pe venit în baza codului fiscal și prin intermediul serviciului electronic MPay. Menționăm că 30 aprilie este ultima zi de prezentare a declarației și achitarea a impozitului pe venit de către persoanele fizice.